Unul dintre puținele locuri de relaxare din Călăraș este bazinul de not didactic Daniel Ștefan Drăgulin, aflat în incinta stadionului municipal. În contextul valului 5 de COVID-19 se modifică reglementările de funcționare ale bazinului de not. Marian Sandu, directorul Serviciului Public Centrale Termice și administrator fond locativ, ne oferă mai multe detalii. Programul de funcționare al bazinului este de la ora 8 la ora 20, de luni până vineri. Sâmbăta este de la ora 9 la ora 21, iar duminica de la ora 9 la ora 14. Accesul la bazinul de not se face conform regulamentului pentru COVID-19, respectiv cu un test PCR valabil 72 de ore sau cu un test antigen 48 de ore. Accesul în bazin este permis și celor vaccinați, bineînțeles. De exemplu, dacă o persoană are abonament, își dorește să vină zilnic, de fiecare dată, la 72 de ore, va trebui să-și facă testul PCR? Da, un test PCR în cazul în care nu este vaccinat, va trebui să-și facă testul la 72 de ore. Sau un test antigen la 48 de ore. Deci în cazul în care nu este vaccinat. În cazul în care este vaccinat, accesul este permis în limita hotărârii aprobate prin regulamentul COVID la nivel național. Cum v-am spus, la ora actuală folosim bazinul la capacitate de 30%. Am depășit incidența de 1 la 1. Spuneți-mi, de la ce vârstă pot veni copiii? Se pot înscrie la cursuri? Sunt cursuri pe categorii de vârstă? Cursurile sunt pe categorii de vârstă, sunt făcute de către antrenori specializați, care sunt colaboratorii noștri, nu sunt angajații noștri. Plata se va face separat la acești antrenori, numerele de telefon sunt afișate la vizierul nostru. Abonamentul pentru copii la instituția noastră pentru accesul în bazin este 200 de lei, 12 ședințe și este valabil 3 luni de zile. Perioada în care ei pot învăța, bineînțeles, să note cu antrenorii de not care sunt colaboratorii noștri. Și pentru adulți? Pentru adulți, tariful este de 200 de lei, 12 ședințe, valabil tot 3 luni de zile. Pentru pensionari, abonamentul este de 100 de lei. De când s-a deschis bazinul, câte abonamente ați? S-au eliberat 785 de abonamente pentru copii și 193 de abonamente pentru adulți.